Vă salut, prieteni! Sunt Cristian Alexandrescu și fila de istorie pe care vi-o prezint azi ne vorbește despre Ioan de Hunedoara, curiozități pe care trebuie să le știi. Ioan de Hunedoara, latină Ioannes Corvinus, maghiară Hunyadi Janos, sârbă Janko Sibinianin, slovacă Jan Hunyadi, germană Johann Hunyad, cunoscut și ca Iancu de Hunedoara, alternativ Ioan Ion Hunyade sau Ioan Corvin. Născut în anul 1407, decedat pe 11 august 1456, a fost van al Severinului între 1438-1441, voievod al Transilvaniei între 1441-1446, guvernator și regent al Ungariei între 1446-1453 și capitan general al regatului între 1453-1456, mare comandant militar, tatăl regelui Matiaș Corvin. Viitorul voievod s-a născut în jurul anului 1407 într-o familie înnobilată în 1409 pentru merite deosebite de către Sigismund de Luxemburg, rege al Ungariei. Tatălui Ioan a fost un român sau cuman, Voic Corvin, un gentilom destul de modest al comitatului pur românesc Hunedoara, iar bunicul se numea Șerb Ciorba. Mama lui Ioan a fost Erzebet Morșinai, Elisabeta de Margina, despre care se spune că ar fi fost de origine greacă și chiar înrudită cu bazileii Bizanțului. În favoarea originii etnice românești a voievodului există mai multe argumente. De exemplu, până în anul 1439, Iancu este numit în documente Ioan Românul, mai mulți cronicari ai epocii, referindu-se la originea românească a acestuia. După ce fiul său Matei Corvin a devenit rege, Frederic de Habsburg i-a reproșat că nu are origini regale, ci că are un tată român. După obiceiul epocii, Voicu a luat numele Hunyadi, de Hunedoara, când a primit în 1409 de la Sigismund de Luxemburg domeniul și castelul Hunedoarei, drept răsplată pentru faptele sale de arme în luptele cu turci. Conform unei legende lansate în secolul al XVI-lea de către Gaspar Heltai, Ioan de Hunedoara ar fi fost fiul nelegitim al regelui Sigismund de Luxemburg cu nobila Erzsebet Morșinai. Ioan Hunyad a fost un mare aristocrat al regatului Ungariei, care și avea domeniul feudal la Hunedoara. A devenit ulterior ban al Severinului, comite de Timișoara, voievod al Transilvaniei și regent al Ungariei. Era unul dintre cei mai bogați nobili ai Europei timpului său. Moartea prematură a regelui Albert de Habsburg a deschis o perioadă de frământări în Ungaria legate de succesiunea la tron. Marea majoritate a magnaților unguri, printre care familiile Cilei, Gara, Uilachii și Șeci, o sprijineau pe regina văduvă Elisabeta, care aștepta un copil, viitorul Ladislau al V-lea Postumul, în speranța că o vor putea domina cu ușurință și pe această cale își vor subordona puterea în stat. Iancu a susținut candidatura regelui polon Vladislav al III-lea Jagiello la tronul Ungariei. Nobilimea mică și mijlocie, în frunte cu Ioan Hunyade, cu palatinul Lörinț Herdevari și cu episcopul Simon Rosconi, dorea în fruntea țării un rege capabil să o conducă în împrejurările dificile generate de expansiunea otomană. Alegerea acestora s-a oprit asupra lui Vladislav al III-lea Jagiello, rege al Poloniei din 1434. Acceptarea coroanei Ungariei de către Vladislav al III-lea, devenit astfel Vladislav I-ul al Ungariei, la 6 martie 1440, venirea acestuia în regat la 21 mai și încoronarea sa la 17 iulie la Alba Iulia, au dus la declanșarea unui sângeros război civil în provinciile de sud și de nord ale regatului ungar, astăzi Slovacia, care a durat până în 1441. Devenind adevăratul conducător al grupării favorabile regelui Vladislav I al Ungariei, Ioan de Hunedoara a fost răsplătit din plin de acesta. Demnitatea cea mai importantă ce a fost încredințată în 1441, fiind aceea de voievod al Transilvaniei. Astfel, el a reușit să imprime Ungariei o linie politică predominant anti-otomană. Conflictele din Europa Centrală cu Frederic al III-lea de Habsburg, 1440-1493, și cu Jan Žižka, aliatul acestuia și adevăratul stăpân al Slovaciei, trecând pe un plan secundar.
Liniștea internă a fost obținută prin încheierea în vara anului 1443 a unui armistițiu pe 2 ani cu Frederic al III-lea de Habsburg, tutorele, după moartea reginei Elisabeta, al viitorului rege al Ungariei, Ladislau Postumul. După moartea prematură în 1444 a regelui Vladislav I-ul, Ioan de Hunedoara se impune politic și este numit regent al Ungariei în 1446, devenind astfel tutorele minorului Ladislau Postumul. Din punct de vedere militar, regele Vladislav I-ul la începutul domniei s-a sprijinit și pe serbi și astfel în campania cea lungă, 1443-1444, produce importante pierderi semilunei otomane. Această campanie se încheie printr-o pace favorabilă semnată pe 10 ani. Efectiv, pacea nu a fost una de durată. Coroana ungară, la insistențele papalității, organizează o nouă cruceadă anti-otomană, Cruceada de la Varna, care se încheie cu un dezastru pentru creștini, regele Ungariei pierzându-și acolo viața. În dieta din februarie 1445 s-a format un guvern provizoriu alcătuit din 5 capitani generali, Ioan de Hunedoara primind în guvernare Transilvania, Banatul și Crișana. Deoarece anarhia rezultată ca urmare a acestei diviziuni a scăpat de sub control, Ioan a fost ales regent al Ungariei, regni guvernator, la data de 5 iunie 1446, în numele regelui Ladislau Postumul. Prima sa acțiune ca regent a fost să-l atace pe împăratul romano-german Frederic al III-lea pentru refuzul acestuia de a-l elibera pe Ladislau. După ce a înfrânt ducatele Stiria, Carintia și Carniola și a amenințat chiar Viena, datorită dificultăților din alte zone, Ioan de Hunedoara a fost nevoit să semneze un armistițiu cu Frederic, care a durat 2 ani. După înfrângerea de la Kosovopolie, Ioan intră în Moldova și îl înscăunează pe vărul său Bogdan al II-lea, tatăl lui Ștefan cel Mare. În 1448, Ioan de Hunedoara a primit titlul de prinț, princeps, de la Papa Nicolae al V-lea și a continuat luptele împotriva otomanilor. A fost învins în bătălia de la Kosovo 1448 din octombrie, din cauza superiorității numerice a turcilor și a trădării lui Dan al II-lea, pretendent la tronul Valahiei, și a vechiului său rival, Gheorghe Brancovici, care a interceptat ajutoarele sosite din Albania și conduse de Skanderbeg, împiedicându-le să ajungă la locul bătăliei. Brancovici l-a luat prizonier pe Ioan de Hunedoara, aruncându-l pentru o perioadă în temnițele fortăreței Smederevo, unde a fost răscumpărat de aliații săi. După rezolvarea diferendelor cu numeroșii săi oponenți, Ioan de Hunedoara a condus o expediție punitivă împotriva prințului serb, care a fost nevoit să accepte condiții de pace foarte aspre. În 1450, în orașul liber regesc Pojoni, astăzi Bratislava, Ioan de Hunedoara a negociat cu Frederic al III-lea termenii predării lui Ladislau al V-lea, dar nu au ajuns la un acord. Mai mulți dușmani săi l-au acuzat de o conspirație politică împotriva regiului. Pentru a reduce tensiunile crescând de pe plan intern, Ioan de Hunedoara a renunțat la titlul și funcția de regent al Ungariei. Reîntors în Ungaria la începutul anului 1453, Ioan de Hunedoara a fost numit de Ladislau, conte de Bistrița-Năsăud și capitan general al legatului. Totodată regele a inclus în blazonul familiei leii de la Bistrița. Asediul Belgradului, moartea. Turcii au rupt armistițiul în 1454 și au asediat Semendria, dar Iancu a repurtat o nouă victorie împotriva lor la Krusevac, unde i-a zdrobit cu desăvârșire. Miza cea mai mare era cetatea Belgradului pe care sultanul Mahomed al II-lea se pregătea intens să o cucerească. La rândul lui, Iancu a luat măsuri pentru întărirea ei și a chemat oameni de la orașe și sate să ia parte la război. Pentru a avea un aliat în țara românească, l-a ajutat pe Vlad Țepeș să-și recapete tronul și a reușit să adune din Transilvania 20.000 de soldați și mici nobili. De această dată, a beneficiat și de un sprijin mai consistent din apus. De asemenea, a reușit să adune o armată de oameni simpli cu arme proprii, coase, purci, prăști, de circa 27-28.000 de țărani, cu toată opoziția nobililor și a orășenilor. Asediul Belgradului de către turci a început la 4 iulie 1456 și a fost deosebit de puternic. Însă flota cruciată a câștigat bătălia pe apă, distrugând în 14 iulie flota turcească ce împiedica aprovizionarea orașului.
Lupta decisivă s-a dat între 21-23 iulie. Atacul musulman a fost respins în 21 iulie, iar în 23 iulie creștinii atacau tabăra turcilor. Concepția strategică modernă a lui Iancu l-a ajutat să-l înfrângă pe sultan, în ciuda raportului de forțe defavorabil creștinilor, și să obțină cea mai mare victorie de până atunci a creștinătății împotriva turcilor. Ca omagiu, Papa Calixt al III-lea elogiază victoria obținută de Ioan de Hunedoara ca fiind cel mai fericit moment al vieții sale și a ordonat ca toate clopotele bisericilor catolice din Europa să fie trase la amiază ca o reamintire pentru credincioși de a veni la rugăciune pentru apărarea cetății Belgradului. Acest obicei există și azi, iar trasul clopotelor la amiază este atribuit în mod expres victoriei obținute de Iancu împotriva turcilor, împotriva prigonitorilor creștinismului. În urma victoriei, în bătălia de la Belgrad contra oștirii otomane a sultanului Mehmed al II-lea Cuceritorul, Constantinopolului, papa l-a numit pe Iancu de Hunedoara atletul cel mai puternic, unic al lui Hristos. Ioan de Hunedoara a murit în 11 august 1456 de ciumă, în tabăra de la Zemun. S-a instaurat după victoria creștinilor de la Belgrad o perioadă de 70 de ani de liniște relativă la granița de sud-est a regatului maghiar. Ioan de Hunedoara este înmormântat la Alba Iulia, în catedrala Sfântul Mihail. Pe piatra sa funerară stă înscris s-a stins lumina lumii. Până și sultanul Mahomed al II-lea, Mehmed al II-lea, i-a adus omagiul său. Cu toate că a fost inamicul meu, la moartea lui m-am întristat pentru că lumea nu a mai cunoscut niciodată un asemenea om. Ioan de Hunedoara a fost una dintre cele mai importante personalități din istoria poporului român. A fost numit atletul lui Hristos de Papa Calixt al III-lea pentru modul în care armatele sale au apărat lumea creștină de invaziile otomanilor, iar adversarul său cel mai de temut, Mehmed al II-lea Cuceritorul, a spus la moartea voievodului că lumea nu a mai cunoscut niciodată un asemenea om. Există lucruri mai puțin cunoscute publicului larg despre Ioan de Hunedoara, relatate de istoricul Camil Mureșanu, membru titular al Academiei Române, în volumul Ioan de Hunedoara și vremea sa, publicat la Editura Tineretului în 1957. Ioan de Hunedoara a avut un frate cu același nume. Potrivit istoricilor, Ioan de Hunedoara s-a născut în 1407, fiind fiul cneazului Voicu și al unei tinere pe nume Clara, din mica nobilime hunedoreană, cel mai probabil de origine maghiară și de religie catolică. Ioan de Hunedoara a mai avut un frate care purta același nume, născut în 1409, un frate pe nume Voicu și două surori. Ioan, fratele mai mic al viitorului voievod al Transilvaniei, i-a fost alături în campaniile militare și a murit în luptele de pe lângă Belgrad în 1441. În documentele medievale se întâlnesc multe cazuri în care doi frați poartă același nume, scria istoricul Camil Mureșanu în volumul Ioan de Hunedoara și vremea sa. 2. A copilărit în Hunedoara înainte de a pleca la oaste. Cel mai probabil, Ioan de Hunedoara și-a petrecut copilăria în ținuturile Hunedoarei și în castelul pe care avea mai târziu să-l transforme într-unul din cele mai impunătoare monumente medievale din Europa. Viitorul comandant al armatelor creștine și-a însușit educația militară de tânăr, la fel ca mai toți fiii de nobili din vremea sa. 3. A fost Ioan fiul nelegitim al regelui Ungariei Sigismund de Luxemburg. O legendă păstrată până în zilele noastre spune că regele Sigismund de Luxemburg, aflat în trecere prin Transilvania, s-ar fi îndrăgostit de o româncă din părțile Hunedoarei, căreia, la despărțire, i-a dăruit un inel ca semn de recunoaștere pentru copilul cel ce avea să se nască din dragostea lor și pe care mama trebuia să-l trimită când va fi mare la curtea regală. Acest copil ar fi fost Ioan de Hunedoara. Mai târziu, fata s-a căsătorit cu un nobil de prin partea locului. Odată la o vânătoare, un corb ispitit de strălucirea inelului cu care se juca micului Ioan, cum fusese numit copilul, îl fură și zbură cu el pe creaca unui copac. Tatăl vitreg, atras de țipetele băiatului, săgetă corbul și salvă inelul prețios pentru viitorul familiei. Astfel se putu prezenta tânărul Ioan mai târziu la curtea regală, unde fu recunoscut mulțumite inelului luat sub protecția regelui și dăruit cu moșii întinse, relata academicianul Camil Mureșanu. Originea regală a lui Ioan de Hunedoara era o închipuire potrivit istoricului. Portretul lui Ioan de Hunedoara.
Ioan de Hunedoara a intrat de tânăr în serviciile directe ale regiului Sigismund, iar ascensiunea sa l-a adus în atenția cronicarilor vremii. Istoricii îl descriau ca fiind un om de înălțime mijlocie, bine legat, cu gât puternic, cu un păr castaniu sclipitor, ochi mari, față rumenă, cu un aer de seriozitate înținută. Meseria armelor însemna pentru el totul în viață. Viața de ostaș, spun cronicile, însemna pentru el ceea ce e apa pentru pești sau pentru cerbii cei iuți, hățișul pădurilor umbroase, îl descria Camil Mureșan. 5. Cât de bogat era Ioan de Hunedoara. Familia lui Ioan de Hunedoara a fost răsplătită în 1409 pentru serviciile aduse regelui Sigismund de Luxemburg cu un domeniu feudal întins, ce cuprindea castelul și 40 de sate, dar și mine de aur, argint, fier și ocne de sar. Familia de Hunedoara a primit și un blazon nobiliar, având drept emblemă un corp cu aripile ușor desfăcute și purtând în plis un inel. Cu timpul, Ioan de Hunedoara a reușit să-și sporească averea datorită carierei sale militare strălucitoare și serviciilor aduse regelui Sigismund. Avea o armată de mercenari. Ioan de Hunedoara avea propria armată de mercenari, iar mulți din tecneșii care l-au urmat în campaniile militare anti-otomane, din care s-a întors victorios, au primit titluri nobiliare și proprietăți. Sub steagul lui Ioan de Hunedoara luptau mercenari cehi, polonezi, nemți și unguri. 7. Cum i-a învins pe turci în 1442 în Transilvania? Devenit în 1441 voievod al Transilvaniei, Ioan de Hunedoara a trebuit să țină piept invaziilor necontenite ale otomanilor. În martie 1442, oastea turcă s-a apropiat primejdios de cetatea de la Alba Iulia. Înfrângerea turcilor l-a determinat pe sultan să le libereze din captivitate pe Vlad Dracul, domnitor al țării românești. În următorii 2 ani, Ioan de Hunedoara a câștigat mai multe bătălii cu armatele otomane, iar victoriile sale i-au adus faimă în întreaga Europa. Cea mai importantă bătălie. Ioan de Hunedoara a repurtat cea mai importantă victorie împotriva sultanului Mehmet al II-lea, cuceritorul Constantinopolului, în 1456, când oastea de circa 100.000 de oameni a sultanului Mehmet al II-lea a asediat Belgradul. Asediul Belgradului a început la 4 iulie 1456 și a fost puternic. Însă, potrivit istoricilor, flota cruciată a câștigat bătălia pe apă, distrugând în 14 iulie flota turcească, ce împiedica aprovizionarea orașului. Potrivit cronicarilor vremii, la data de 14 iulie 1456, Ioan de Hunedoara a ajuns la Belgrad și a penetrat blocada navală otomană de pe Dunăre, scufundând 3 galere, respectiv reușind să captureze 4 mari vase și 20 mai mici, după care a încercuit complet orașul cu flotila sa, în timp ce vasele turcești erau în dezordine. Distrugând flota sultanului, Ioan de Hunedoara a reușit să-și transporte trupele și proviziile necesare în oraș. Lupta decisivă s-a dat între 21 și 23 iulie. Atacul musulman a fost respins în 21 iulie, iar în 23 iulie creștinii atacau tabăra turcilor. În onoarea victoriei de la Belgrad din vara anului 1456, reprezentanții Bisericii Catolice au dat dispoziție ca toate clopotele bisericilor catolice din Europa să fie trase în fiecare amiază ca o chemare zilnică a credincioșilor la rugă pentru apărarea orașului. 9. Cum a murit Ioan de Hunedoara? În 11 august 1456, la doar 3 săptămâni după victoria asupra armatei sultanului, Ioan de Hunedoara moare în tabăra lui de lângă Zemun, voievodul numărându-se printre cei răpuși de molii maciumei. Unii cronicari turci susțin că Ioan de Hunedoara ar fi murit atins de o săgeată trasă de un turc în timpul fugii acestuia din calea armatei creștine. Voievodul a fost înmormântat la Alba Iulia, în catedrala Sfântul Mihail, iar pe piatra sa funerară stă înscris: s-a stins lumina lumii. 10. Omagiul adus de sultan. Moartea fulgerătoare a lui Ioan de Hunedoara a înduioșat întreaga Europa. Chiar și sultanul Mehmet al II-lea, cuceritorul, adversarul său de temut, l-a omagiat. Cu toate că a fost inamicul meu, la moartea lui m-am întristat pentru că lumea nu a mai cunoscut niciodată un asemenea om. Sunt cuvintele atribuite sultanului. Prieteni, ne oprim aici. Sunt Cristian Alexandrescu și vă doresc toate cele bune. Pe curând!